Ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor. Două săptămâni, două continente, mii de kilometri parcurs și de pe o zi pe alta și mai presus de toate, șapte concerte de excepție. Este pe scurt povestea unei premiere. Pentru prima dată, o orchestră simfonică de prim rang din România a susținut un astfel de turneu în America de Sud. Orchestra Simfonică București, căci despre ea este vorba, a avut concerte în Argentina, Brazilia, Uruguay și Peru. Au cântat în cele mai importante săli de concerte ale Americii Latine, au interpretat Deșteaptă-te române, acolo unde nu se mai auzise imnul național al țării noastre. Și, în primul rând, le-au vorbit prin muzica lor oamenilor din acele îndepărtate țări ale lumii despre România. Despre acest demers cu totul unic vorbim chiar acum cu domnul Cătălin Oprițoiu, managerul Orchestrei Simfonice din București. Domnule Oprițoiu, bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc că ați revenit în Lifetime News. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Și felicitări pentru succesul grozav pe care l-ați avut în America de Sud. Nu știu cu ce să începem, pentru că sunt convins că aveți povești frumoase, toate sunt importante, toate lucrurile pe care le-ați făcut acolo. Încercați, vă rog, un rezumat al parcursului din America de Sud. O să încerc pe scurt să vă spun că ne-am îndeplinit ceea ce ne-am propus, țelul nostru a fost atins. Am plecat de aici propunându-ne să fim ambasadorii României prin cultură. Satisfacția cea mai mare a fost la ultimul, una dintre satisfacțiile cele mai mari, sau confirmarea gândurilor noastre, a fost când la ultimul concert, cel din Montevideo, în Teatru Solis, ambasadorul României a venit la noi proaspăt numit în funcție de doar 3 săptămâni și ne-a spus că am reușit să-i ușurăm munca cu cel puțin 6 luni, dacă nu un an de zile. A fost pentru noi extraordinar pentru că i-am spus că exact asta ne-am propus, să luăm un pic din jobul dumnealui și să reușim să promovăm România și imaginea României prin cultură. Ceea ce aș vrea să specific, pentru că nu toată lumea știe și am primit foarte multe telefoane că să mă felicite că am ajuns director, este că noi suntem o entitate privată. Este o orchestră simfonică privată. Nu avem niciun fel de subvenție de la stat sau nu doar administrăm niște fonduri și tot ce am făcut, am făcut pe forțe proprii, pe puterile noastre și într-o măsură cu ajutorul Guvernului României, căruia țin să-i mulțumesc și cu Secretariatul General al Guvernului, datorită cărora tot acest turneu a fost posibil și datorită unor oameni de bine pe care nu-i voi numi acum pentru că nu vreau să vă amendeze CNA-ul pe dumneavoastră. Vă mulțumesc! Încerc să vă port de grijă cum și dumneavoastră ne purtați de grijă și reușiți să arătați lumii întregi ceea ce am făcut noi. Și într-adevăr, țelul pe care ne l-am propus, targetul nostru a fost atins. Acest turneu a fost un triumf, a fost un real succes și o spun asta pentru că vor veni imaginile pe care o echipă de a realității au reușit să le surprindă. Am avut cu noi o echipă de la dumneavoastră de un real profesionalism, cărora le mulțumesc și am promis că o voi spune în public pentru că rar ni s-a întâmplat să vedem într-adevăr niște profesioniști desăvârșiți cum au fost cei de la dumneavoastră. Așa cum sunt toți colegii mei, vă asigur. Sunt fer convins, v-am mulțumit și vă mulțumim de fiecare dată, dar o spun pentru că a fost nu o surpriză, a fost doar, cum să vă spun, o certă realitate. Doar o realitate, ruptă din realitatea TV, dar într-adevăr un adevăr pentru care le mulțumesc și în acest moment. Ați trecut, domnule Oprițoiu, cu această minunată orchestră prin câteva puncte din America de Sud, care au tradiția lor muzicală, tradiția lor artistică, o tradiție foarte importantă, dar locuri în care nu ajung foarte des foarte mulți artiști europeni, din păcate. Și poate că România nu era, din punct de vedere artistic, muzical, foarte cunoscută în aceste puncte. Cum v-au primit spectatorii de acolo? Cum ați simțit schimbul de emoții? Știți, am plecat cu gândul că fiind în America Latină, publicul de acolo va fi extrem de deschis, va fi extrem de primitor. În momentul în care am ajuns acolo, toți promotorii ne-au spus, cei care ne-au promovat acolo și datorită cărora am avut aceste concerte, să fim foarte atenți că publicul din America Latină este reticent, este un public destul de rece, chiar dacă ei sunt latini la fel ca și noi. Deci că trebuie să ne concentrăm foarte tare, trebuie să fim foarte buni în ceea ce vom face. Rezultatul a fost pe măsură, vreau să vă spun că satisfacția enormă a fost în momentul în care la Teatrul Colón din Buenos Aires, care este unul dintre primele scene ale lumii,
Unde a cântat și Maria Callas. Unde a cântat și Maria Callas, unde au cântat numai formații de renume. Publicul ne-a ovaționat la scenă deschisă timp de 10 minute. Ne-au cerut două bisuri, am dat două bisuri în Teatru Colon. Nu este puțin pentru o orchestră într-o premieră istorică românească, pentru că niciodată n-a ajuns niciun fel de organist de gen din România să aibă un concert în Teatru Colon. A fost primit atât de deschis și atât de cald. Mai mare a fost satisfacția când promotorul argentinian ne-a spus că acest concert a fost cel mai bun concert din toată stagiunea. Și vreau să vă reamintesc doar că în această stagiune au fost orchestre din Hamburg, Zuckerman Orchestra, Orchestra Națională din Estonia, deci doar nume mari au fost. Noi am avut concertul de închidere și ni s-a spus că am făcut față cu brio, ba chiar mai mult. Și o să spun ceva care, chiar dacă sună laudă, nu l-am luat foarte tare în serios, a venit un domn din public, argentinian, atât de încântat și ne-a spus că pentru el este cel mai bun concert din ultimii 15 ani. Minunat. Da, l-am primit un pic ca pe o exagerare, dar în orice caz, pentru noi a căzut excepțional. Paranteză foarte scurtă și vă rog să-mi explicați acest lucru, dacă opinia mea este greșită sau este corectă. Apropo de bisul pe care de care vorbeați puțin mai devreme, mă întorc, mi-amintesc acum de festivalul George Enescu și de faptul că publicul românesc a cerut de multe ori unul, două bisuri. O persoană publică de la noi spunea, nu-i dau numele, că nu este. E lipsit de eleganță pentru un public să ceară bis la un concert de muzică clasică. Este sau nu adevărat? Nu este adevărat. Vă spun prin prisma artistului Cătălin Oprițoiu, al interpretului, al flautistului, bisul nu este decât o recunoaștere a calității actului interpretativ. Bucuria cea mai mare a artistului nu este practic în sala de spectacol în momentul în care este ovaționat. Restul sunt adiacente. Vă mulțumesc, am înțeles. Închidem paranteza, trecem mai departe. Vreau neapărat să știu acest lucru. V-ați întâlnit cu români în aceste locuri în care ați cântat? Cum a fost, dacă v-ați întâlnit cu ei, cum a fost reîntâlnirea? Ne-am întâlnit, au fost foarte emoționante toate momentele. Există comunități mici, într-adevăr, de români, dar toți cei care au auzit despre noi, fiind prima dată, fiind o premieră istorică, toți au făcut tot ce au putut. Sunt oameni care au venit de la sute de kilometri să ne vadă. De asemenea, toate ambasadele au fost extrem de deschise și extrem de implicate în tot ce a însemnat acest turneu al nostru. Au venit, de exemplu, din Brazilia, noi avem ambasada la Brazilia, acolo fiind capitală, noi am avut două concerte la São Paulo, doamna ambasador a venit special ca să ne vadă. Peste tot, toți oamenii au fost extrem de drăguți și tot ce a însemnat diplomație românească a reacționat extrem de pozitiv la prezența noastră în toate țările din America de Sud. Ați avut discuții în locurile în care ați cântat cu colegii dumneavoastră, artiști, să spunem, care, prin intermediul muzicii pe care le-ați oferit-o, prin cu ajutorul orchestrei pe care ați dus-o, să vă fi spus, credeam, știam altceva despre România, cu ajutorul dumneavoastră mi-am schimbat părerea. Am avut multe discuții. În primul rând că toți cei care ne-au primit, promoterii sau cei care au organizat acest turneu, n-au știut la ce să se aștepte. Au așteptat o orchestră din România, dar fiind atât de mare distanța între America de Sud și România, e ca și cum noi câte lucruri știm noi despre orchestrele din America de Sud. Sunt informații, sunt frânturi de informații care ajung. Am fost o revelație. Toți ne-au spus că am fost o revelație, n-au știut la ce să se aștepte, dar în acest moment mai frumos este că am confirmat și am primit o invitație ca peste 2 sau 3 ani să refacem acest turneu. Și mai mult decât atât, confirmările profesionale au venit prin criticile pe care le-am primit de acolo. Au existat, după fiecare concert există câte o critică, de fiecare dată se vorbește extraordinar despre prestația Orchestrei Sinfonice București. În Peru, pot să vă spun, la Lima, că au fost alocate 2 ore în 2 emisiuni de radio diferite de câte o oră, în care se vorbește numai la superlativ despre tot ce a însemnat Orchestra Sinfonică București în Lima. Ceea ce pe noi, cum să vă spun, nu numai că ne bucură și ne mulțumește, dar ne face să fim mândri că suntem români și că, într-adevăr, să ne dăm seama că am îndeplinit ceea ce ne-am propus și am realizat, să ducem numele României cu mândrie peste hotare. Noi ne bucurăm că ați reușit ce v-ați propus și vă felicităm, pentru că mai avem mai puțin de 1 minut din această discuție. Nu vă las să plecați fără să ne spuneți ce faceți după acest mare succes. Păi suntem obligați, știți cum este, este foarte greu să ajungi undeva sus, este și mai greu să-ți păstrezi locul acolo. Ce aveți pe agenda? La ce lucrați sau ce pregătiți?
Primul eveniment care vine acum, deci trebuiau să fie niște cursuri de dirijat la sfârșitul lunii noiembrie, după care pe 7 decembrie este un concert la Sala Palatului cu Marcel Pavel. Pe 22 decembrie este un alt concert de sărbători la Sala Radio, pe care Orchestra Sinfonică București îl pregătește. După care, noi fiind o entitate privată, asta v-am spus, mergem cu pași mici și avem agenda de azi pe mâine sau de cele mai multe ori ne apar evenimente tocmai în urma altor evenimente ni se leagă. Sperăm că în continuare să confirmăm și de fiecare dată o vom face printr-un înalt nivel profesional și artistic. Vă dorim din toată inima să ajungeți acolo unde doriți cu ștacheta. Vă mulțumesc foarte mult și aș vrea public să mărturisesc că în această orchestră simfonică suntem trei oameni care manageriem. E vorba despre Alexandru Duțulescu, Gabriel Gheorghe și cu mine. Suntem un management privat, suntem fondatorii acestei orchestre simfonice București. Mulțumesc că ați venit, vă aștept și cu altă ocazie să vorbim din nou despre lucruri frumoase ale Orchestrei Simfonice București. Numai bine! Vă mulțumesc din suflet de fiecare dată cu tot dragul. Vă mulțumim și noi! Toate